vorbesc despre facultatea de electronică, este facultatea la care sunt și eu înscrisă, deja am trecut în anul 3 și cred că am acumulat suficient de multă experiență încât să vin în fața voastră și să vă prezint câteva lucruri importante și bine de știut înainte de a vă înscrie la această facultate. În primul rând, ce înseamnă electronica, care sunt joburile la care vă puteți duce după ce terminați această facultate și, nu în ultimul rând, materiile alea grele la care trebuie să fiți puțin mai atenți pe parcursul celor 4 ani. Dacă v-am făcut curioși, rămâneți în continuare și vă urez mult, mult succes, pentru că știu că în câteva zile urmează examenul de admitere. Sper să intrați aici și după aia vedeți voi dacă e o facultate ușoară sau grea. Asta depinde de fiecare. În primul rând, cred că este super bine de început prin a defini electronica. Ce înseamnă ea? Dacă intri în DAY, zici așa, că este știința care studiază fenomenele legate de mișcarea în diferite medii a particulelor încărcate electric, interacțiunea dintre aceste particule, producerea lor, etc., precum și construcția și studiul dispozitivelor și aparatelor care funcționează pe baza acestor fenomene. Ei bine, prima parte a definiției e super pompoasă, nu vă speriați, nu este ce o să faceți la facultate, însă partea a doua, cea cu dispozitivele și aparatele electronice, este exact 100% ce o să faceți pe parcursul tuturor anilor de facultate. Eu aș zice că ETI și electronică înseamnă, în primul rând, trei categorii mari de materii, matematică, informatică și, evident, electronică. Matematica nu trebuie explicată, știe toată lumea ce înseamnă, pentru că cu toții am făcut mate în liceu, în școala gimnazială, în 1-4. Însă, ce înseamnă electronică? Haideți să ne gândim puțin la circuitele alea de la fizică, din clasa a 10-a, cred că atunci le-am făcut, în care aveam 2-3 rezistoare, făceam legea lui Ohm, aflam un curent. Cam asta înseamnă și electronica, în principal, după părerea mea, faci foarte multe circuite de acest gen, doar că la un nivel mult mai ridicat, evident. Cam așa arată un circuit de anul 2, de exemplu. Pe parcursul fiecărui an, la fiecare materie de electronică, o să învățați mai multe componente electronice, le băgați în circuite și se complică problemele. Dar nu vă speriați că lucrurile nu sunt chiar atât de grele. Partea de informatică. În primul an aveți două materii de informatică destul de grele, după părerea mea. După aia, în anul 2, o să mai aveți încă o materie pe primul semestru, pe OU, care este tot așa, informatică și info. Să știți că info de facultate este foarte strâns legat de info de liceu. Adică dacă v-ați priceput la liceu, la informatică, o să vă pricepeți și la facultate, însă eu nu vă recomand celor care nu știți deloc info să veniți aici, pentru că o să aveți mari bătăi de cap, nu o să știți cum să scăpați de materiile de info și la un moment dat o să aveți atât de multe restanțe la aceste materii încât o să vă simțiți copleșiți. Deci chiar nu recomand să veniți la această facultate dacă nu aveți absolut nicio idee de ce înseamnă informatică. Cum este structurată această facultate? În primii 2 ani faceți materii generale, nu sunteți la nicio specializare, toată lumea face aceleași lucruri, aceleași materii și apoi în anul 3, cum sunt și eu, vă alegeți specializare. Aveți de ales între ELA, MON, TST și RST. ELA este electronică aplicată, ceva care le conține pe toate, dar nimic foarte detaliat, după părerea mea sau cel puțin din ce am auzit de la cei mai mari. MON înseamnă fix aceste circuite electronice, foarte, foarte multe circuite electronice și cam scăpați de info, deci dacă nu vă pricepeți la info, scăparea voastră e în anul 3 la MON, aș zice eu. Acum nu știu exact pentru că nu voi merge la MON, eu vreau TST. TST înseamnă multe semnale, inteligență artificială, machine learning și mi se pare poate cel mai interesant domeniu, dar mă sperie puțin complexitatea lui pentru că mi se pare și destul de greu. Iar RST este rețelistică, ceva care, nu știu, pentru mine sună foarte abstract și nu mă atrage absolut deloc. Deci cam așa se împarte facultatea, primii 2 ani în general, după aia vă alegeți specializarea. Recomand eu să vă angajați. Ei bine, nu în primii 2 ani. Eu zic că primii 2 ani merită trăiți așa cum ar trebui, la maxim, să aveți timp și de petreceri, să aveți timp de tot felul de evenimente și în afara facultății. Oricum, facultatea asta e destul de solicitantă, aveți multe teme, aveți un program încărcat. Așa că nu v-aș recomanda să vă angajați. Din anul 3 trebuie la un moment dat să vă angajați pentru că trebuie să faceți și niște ore de practică, destul de multe ore de practică. În vara dintre anul 3 spre anul 4 nu o să aveți prea mult timp pentru că trebuie să fiți angajați. Așa că eu aș zice, după părerea mea, să lăsați jobul până în anul 3, pentru că o să aveți destul de mult timp și de muncit propriu-zis.
versiune la Eddie, ei bine, eu aș zice că e destul de ok, de lejeră. Poate totuși mă grăbesc când zic lejeră, nu este lejeră, dar totuși aveți timp atât de mâncat, cât și de ieșit și de văzut cu prietenii. Poate puteți să vedeți și câte un episod de serial pe zi, față de alte facultăți unde pur și simplu trăiești, mănânci materiile respective. Însă, ce e greu la noi nu este sesiunea, ci timpul semestrului. Parcursul semestrului este super încărcat. Multe teme, multe colocvii, presesiunea este extrem de încărcată și de multe ori, sincer, simt că atunci când intru în sesiune am și eu în sfârșit timp să trăiesc. Adică la noi lucrurile sunt puțin diferite față de alte facultăți, așa că depinde de fiecare ce preferă. 3 săptămâni super hardcore sau săptămânile erau mai ok față de alte facultăți, dar tot parcursul semestrului foarte încărcat. Cum este programul la ETI? Păi eu aș spune că este destul de ok, totuși nu o să compar și nu o să vorbesc deloc de partea de online, pentru că a fost mult, mult mai opositoare, nici nu vreau să mi-aduc aminte cum a fost în online, pentru că mie mi-a plăcut, a fost greu. Eram și anul întâi, eram foarte stresată, intram la toate cursurile, totul mi se părea important și nu știam să-mi gestionez timpul prea bine, deci nu o să zic cum a fost în online, dar fizic eu zic că e destul de ok. De exemplu, nouă ni s-au pus toate laboratoarele în anul 2, pe semestru 2, în 2 zile din săptămână și restul zilelor celor 3 zile rămase aveam cursuri și cursurile erau chiar ok, adică în zilele cu cursuri, sincer, de multe ori nici nu prea mă duceam, adică multe cursuri erau destul de plictisitoare, ajungeam să-mi dau seama că nu sunt foarte importante și că o să pot învăța mai degrabă de pe slide-urile de la profesor și că nu trebuie să mă duc fizic să văd cursurile alea. Așa că aș zice că e un program destul de ok. Zilele cu laboratoare grele, zilele cu cursuri ușoare. Cui recomand această facultate? Ei bine, tuturor care au multă putere de muncă, pentru că eu aș zice că una peste alta e o facultate solicitantă, da, ai și momente de respiro, dar totuși una peste alta trebuie să tragi tare și dacă nu ai putere de muncă și știi că ești leneș și puturos, n-aș recomanda să vii aici, pentru că o să fii obosit, o să te simți copleșit de atâta materie și nu o să faci față. Deci, dacă știi că ești o persoană puturoasă, nu veni la ETI, dar dacă știi că ești muncitor, vină pentru că o să ți se respetească toată munca la final. Unde vă puteți angaja atunci când terminați această facultate? Sincer, încă nu știu nici eu, pentru că nu m-am interesat. Am zis că în anul 2 vreau încă să mai lenevez puțin pe partea asta, dar din anul 3 cu siguranță o să mă interesez, cred că o să mă și angajez și atunci o să pot să vin cu un clip actualizat în care să vă zic mai multe lucruri, unde vă puteți duce, ce salarii aveți. Așa, din auzite, cum toată lumea aude, salariile de început sunt undeva la 4.000 de lei, 5.000 de lei, depinde pe ce zonă te duci și evident după aia, pe parcurs, după câțiva ani de experiență, salariile cresc destul de mult. Cam asta a fost clipul de astăzi, sper că v-am ajutat și că informațiile pe care vi le-am prezentat eu sunt niște informații cu adevărat utile pe care nu le găsiți în altă parte pe net. Vă urez încă o dată mult succes la admitere și noi ne revedem data viitoare! Ha 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 ha.